așa două chestii, ce, două, trei chestii ce am primit. Am comandat de pe Shein. Stați cum s-a făcut iar cald. Deci chestia asta pe cât de subțire este, pe atât de mare căldură îmi ține. Ceea ce este bine. Încă n-am pornit mașina și am antenuțe, dar e ok. Va trebui să dăm jos ăsta acum, aia e. Am comandat niște mașinuțe din astea așa. Credeam că o să fie din carton, dar aparent sunt așa. Mi se par foarte, foarte tari. Și sunt eu cu Laur, logic. Și i-am făcut și Laur, dar pe roșu. Pentru că, da, el e cu roșu, eu sunt cu albastru. Și niciunul din noi nu ține cu acea echipă. În niciun caz. Așa. Și l-am lăsat aici sus, că nici nu deranjează deocamdată. Cine știe? Cine știe? Dacă mă va deranja, o să-l pun undeva la geam, cumva, într-un colț, aici. Cred că deranjează aici, când mă dau cu capul în el. Văd unde-l pun. Credeam că o să fie mai mic, dar îmi place. Logic Shane. Și am dat pe el 10 lei. Și mi-au mai venit și niște sandăluțe. Mamă, ce bine arată! Vai! Vai, vai, vai! Arată super bine și materialul este unul care nu ar trebui să alunece. E un fel de pânză, nu știu. Și talpa e, ce ciudat se vede aici. Sper să nu se simtă ciudat. La cât am dat pe ele, cred și eu că da. Vedem. Da, asta se vede. E bine că se vede că e băgat bine înăuntru. Dar așa se vede foarte drăguț. Mă, dacă mă ține de o purtare, că mă gândeam să iau astea la un botez sau la o nuntă, când efectiv ești obosit și vrei să te schimbi, sau dacă va fi botezul. Stai așa ca să le pun așa, că o să le folosesc pe pungi de gunoi. Pungi de gunoi. Așa, deci așa au venit și mi se par foarte drăguțe. Să sperăm că nu deranjează totuși felul în care sunt prinse. Dar vedem, trăim și vedem. Așa, nu știu cât am dat pe ele, vreo 40 de lei. La noi, dacă e să vezi așa, nu știu dacă găsești. Așa că da, și aici. Pam, pam. Mi-am luat, uaileu, ce bine arată. Mi-am luat astea, stai așa să dau jos din sac. Le-am luat pe astea, mi se par cam mari, sau mi se pare mie, sunt foarte ușoare. Astea nu sunt bune dacă cumva plouă sau ceva, pentru că se alunecă cu ele, din câte văd eu pe material. Eu am niște boli psihice, să nu văd așa ceva pe încălțăminte. Da, logic, știi ce, toată lumea simte ciudat la mine, că am o pereche de pantofi în mână. Cam așa arată, mi se par foarte, foarte frumoase. Bă, cred că o să vină bine, dar mi se par totuși cam mari. Vedem cum o să fie. Na. Dar îmi place, materialul îmi place, lipitura îmi place, deci cam așa arată. Și mă gândeam că poate o să vină ok cu ce idee am eu în minte. Acum, la cât de multe am decărat în apartament, o, Doamne, a reușit Laur să facă ceva cu parchetul ăla, aparent, exact cum am zis eu, am zis bine eu, nu a fost bine tăiat. Adică din fabrică. Hopa, am dat peste ăla. Adică din fabrică. Exact la ceea ce mă gândeam. Pentru că n-are cum să nu simt bine și din câte am înțeles, crestătura pe unde trebuie să vină cealaltă parte, gen așa, este foarte mică. Așadar, o să se apuce de pilit. Și mie venea să-i spun, du-te cu el înapoi. Dar altă distracție n-am chef. Așa că el decide ce facem, cum facem. Bun, mă duc și la muncă, cred că o să-mi iau și o cafeluță. Și cam atât. Deci, ascult un fel de... Scrie așa pe ăsta al meu, pentru că am această mașină care scrie pe ea ce ascult la radio. Am uitat să duc gunoiul. Hai că-s bine rău. Scrie aici că ascult The Good Life Radio 24/7 live radio, best relax, music house, chill-o epic. Și mi se pare foarte tare. Deci chiar îmi place să ascult chestia asta. Nu știam că mi-e place muzica house. Aparent e house ceea ce ascult. Cred, sper să nu mă înșel. Dar, stați așa, stați să fiu drăguță. Mă enervează tricurile astea care vibră în gât. Nu mai am gât, nu mai am nimic. Am costumul ăla șmecher pe mine. Așa, eu o să beau din acest nou frape, se numește
îmi scrie pe acolo. Miami Beach, frappe. Și ar trebui să mă duc cu gândul la festival. Mănâncă de cremos, eu. Îmi place. Are un pic iz de banană. Nu știu ce mă duce cu gândul la banană. Dar hai să pornim și noi, zic. Da. Am venit dacă cineva mă lasă. Asta e și mai interesant. Chestia este că a fost acum, să v-am zis, să-mi iau și o cafeluță. Oh, m-a lăsat ăsta, mulțumesc, Doamne ajută. Nu mă așteptam, de ce să vin. Dau și mulțumiri din astea, cum trebuie. M-am lăsat acum la Five to Go și mă uitam la un sticker lipit pe teșghea. Mi-e place încă să zic teșghea. Așa, pe teșghea acolo și îi zic, vreau și un frappe. Și rămân așa blocată și citesc acolo, mai am iubit și frappe, nu știu ce nebunii de asta. Și ea se uită la mine și zice, vrei să-ți fac? Și zic, da. Și îmi zice, tu ești prima pe care am adus produsul ăsta super nou și tu ești prima pe care îl testez, gen să-l fac, să vedem cum e, să un alta. Și din câte am înțeles, diferența între frappeurile alea și frappeul ăsta este că frappeurile celelalte sunt făcute cu unes, zahăr, chestii și frappeul acesta este deja făcut într-o cutie. Ele pun conținut, logic, din cutia respectivă, frumoasă, sigilată, ambalată, etică, e făcut. I-am întrebat-o dacă se și cumpără separat și a zis că nu, din păcate. Așa. Cine știe, poate deocamdată, dacă se vinde bine, cred că bagă și ăsta la vânzare. Așa, îl pune, îl frapează, îl frapeuiește, că mi-e pune gheață, frișcă și Oreo. Eu n-am mai... A pus mult, mi-a pus foarte mult și n-am mai avut loc nici măcar de frișcă, ceea ce nu mă deranjează. I-a zis, nu-ți face griji că nu sunt mare fană cookie să îmi pui o grămadă sau să îmi pui Oreo deasupra. Știu că sunt multe persoane care mănâncă Oreo, dar eu sunt ceva gen Oreo. Oreo. Așa, și îmi place. A trebuit să pună cookie, efectiv sirop din ăla de cookie. O să le întreb pe fete dacă putem să punem caramel sau ceva, că logic și asta are importanță. Dar a pus mai întâi gheața, apoi siropul, apoi ăsta frapeuțul. Deci, da. Dar place. Are și un iz dulce. Noi fi mâncat banană și de aia îmi vine gust de banană. Dar e foarte subtil, da. Asta e. Așadar, eu sunt prima care a testat de la locația mea preferată acest frappe Miami Beach. Yay mie! Și mi-am luat și niște de ăsta. Am văzut un copil cu care lucrez că și-a luat din ăsta. Și stătea el așa cu mințel ieri, parcă, ieri sau la trei, așteptând să plătească mămica. Și era și eu ceva gen astăzi, așa stând frumos, să aștept să plătesc eu că mămica mea nu plătește, că n-a fost cu mine. Și am zis că sunt două la preț de unul. Și adică sunt două produse în 8-3. Și eram ok. Și mi-am luat două, logic. Dar pe alălaltă mănânc mâine sau ceva de genul. Și mi-am zis să mănânc ceva, chit că e dulce, chit că una alta, pentru că vreau să-mi iau pasteluța. E altiferul ăla, gen pentru fier. Să sperăm că e pentru fier, nu știu. Așa. Și am terminat oficial de astăzi. Am terminat, hai du-te, 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 că nu mă supăr. Așa, oficial de astăzi am terminat cu luatul pastilelor gen antibiotic. Nu mă simt deloc diferit, nu e ca și cum sunt mai ok sau nu. E ok, putea fi mai bun. Glumesc, chiar e bun. Acum înțeleg de ce copilul mănâncă. Așa, gen când mămica așa cafea și așa el un biscuit de. Și nu mă simt deloc diferit. Nu trebuie să mâncăm și noi la ăștia, bă. Of, cât doare, nu știu. Da, cam asta e situațiunea. Și nu am încă. Mi-am luat de mâncare. Nu mai am niciun fruct la mine, ceea ce e nasol. Dar mi-am luat de mâncare roșii, castraveți și niște două triunghiuri din alea de brânză topită, dar mai vrea, vrea să zic cașcaval. Așa. Și eu zic că mi-a ajunge măcar să am timp. A, și mai am o supă de făcut, dacă este necesar, dacă chiar mi-e foame, dar nu cred. Așa. Cam atât. Mai am și biscuitele ăsta, e numai bine, nu știu câte kilocalorii avea, Doamne, dacă are multe. Bine că am cumpărat ceva înainte să mă uit la kilocalorii. 130 de kilocalorii, câte grame are ăsta?
Poți, Doamne, cât ce viață grea. Nu știu dacă are 130 tot sau 100 de grame și dacă el are 100 de grame, nu prea pare a fi 100 de grame aici, dar aici scrie 100 de grame. În fine, o viață am. Da. Gata, mă pot să ascult muzichie. Deci, haideți să vă arăt ce am cumpărat. Să-mi scot mâncarea mai întâi, că am avut și o mâncare astăzi. Așa, și ăsta. Așa. Bun, haideți să vă arăt ce am cumpărat astăzi. În jumătate de oră. Am cumpărat ăsta. Mi-a plăcut foarte mult și l-am vrut și l-am luat. Mi se pare că vine drăguțel. Am primit asta cadou de la Miniso. Pentru că am comandat, mă rog, am cumpărat de atât de mulți bani. 100 de lei. Așa, e ceva în genul, nu știu ce putem folosi, la ce o putem folosi, dar vedem, să vedem ce zice și Laur, dacă îi place, dacă nu îi place. În principiu, noi vreau să fie toate pătrate. Am întrebat-o pe fată dacă are, n-are. Deci dacă tot am început cu Miniso, hai să continuăm cu altceva. Am luat de la DMP niște parfumele pe care eu le apreciez foarte tare. Am luat G2 ăsta. Ăsta este Mont Guerlain. Și deci de când m-am dat, Doamne, deci iubesc parfumul ăsta, mie mi se pare că este efectiv de femeie. Mi-a dat un spray. Am mai avut din ăsta cu smochine, foarte mișto, e spray de cameră. Un parfum G12, nu-mi dau seama ce e, a picat ceva din el. Dar miroase frumos, nu știu ce este. Ceva cunoscut. Așa. Ăsta. Și ăsta e ceva cunoscut, dar mai fresh. Ăsta este K15. Dacă cineva le știe, cu mare drag, aș vrea să știu și eu. Toată socoteala asta m-a dus 155 de lei, parcă. Dar pe ale mici le-am vrut să le iau și pe alea pentru muncă. Acum să continuăm cu Miniso. Am luat, cred că sunt două aici, nu știu care e situația, dar e mare. E un pachet mare, este Volcano Blessed Flavor. Pe ăsta l-am luat, nu știu cum e. L-am mai luat pe ăsta, Hot Pepper, ceva ramen. Așa, nu știu cum sunt, nu le-am încercat pe astea niciodată. Asta am luat o supă de pui cu tăiței. Asta ar trebui să nu fie picantă. Asta nu știam dacă e picantă, dar am luat-o și pe asta pentru laurele, le iau pastele picante. Supă de tăieței cu aromă de brânză. Cred că se-i placă. Ceva ce chiar vreau să... nu cade. Așa. Ceva ce chiar vreau să testez. Sunt caramele extrem de acrișoare. Mai aveau și alte sortimente. Și dacă ăsta era și hot și cel mai roșu și cel mai nebun, am zis că poate e cel mai bun ăsta. Așa că nu știu ce gustau, sper să fie bune. Și am luat două din astea. Sunt noi, așa, nu știu. E supă de tăieței cu roșii și aici supă de tăieței cu roșii. Deci cam așa arată ambele. Sunt puțin diferite. Să mă uit la asta albastră. Să vedem. Aici zice să tăiem niște ceapă, niște chestii, să le călim bine de tot și să punem chestiile astea. Deci cumva trebuie puțin mai multă găteală în ca idee. Nu ca astea doar pui niște apă și atât. Acum o să vedem ce vrea și Laur să mănânce. Deci când o să fie și el liber, ca pasărea cerului, atunci o să vedem. Până un moment am dus să mai aranjez una alta și să mă spăl și eu și l-aștept că e puțin pe afară. Și o să mănânc niște cașcaval până vine el, că mi-e un pic fomiță și am zis că cu o feliuță în asta de cașcaval îmi trece foame până vine. Așadar, e bine. Gata, m-am pus în pat și efectiv am uitat să dau drumul la Netflix. Efectiv stăteam așa și am zis nu, stop, nu te mai chinui, nu te mai chinui. M-am tăiat la picior. Sunt bine, nu vă faceți griji. Trec eu și peste asta. Nu știu cum am reușit. Sunt prinsă aici cu încărcătorul. Mă scuzați, domnul încărcător. Și vreau să vă arăt cel mai drăguț lucru ever. Asta. Dar știu că v-am mai arătat tipercuța mea. Mi se pare aia de drăguță.
Și vreau să sting acum becul și să mă uit ceva, la ceva pe Netflix. Cred că la Doctorul cel Bun, că data trecută când am ajuns, era fix la final, că eram, de fapt, zilnic mă uitam la el, că de-abia apăruse și după aceea s-a șters și eram, nu te cred, și așa o să reapară. Și logica a reapărut, așa cum am spus. Și m-am dat cu spray, cu parfumul ăla. E un miros foarte fresh, curat. Unul din ele, că pe celălalt l-am pus în geantă, că mi-a făcut și geanta, mi-am dat jos. Deci nu știu cum fac în geanta de bazin. constant strâng chestii în ea. Deci nu există săptămână în care geanta devine din ce în ce mai grea. Așadar, da. La urmă că este jos, ceea ce nu mă supără. Mi-a dat mesaj și că vrei să urcăm, să mâncăm. Nu, stai liniștit. Acolo vorbește cu prietenul tău, nu mă supăr. Să stea și să vorbească că a venit tocmai din Târgu Jiu. Târgu Mureș. Din Târgu Mureș a venit. Așa, și vor și ei să vorbească, că nu s-au mai văzut de mult, ceea ce mi se pare foarte logic și normal, să stea acolo să vorbească. Așadar, cred că o să vă arăt mâine ce mâncăm în clipul următor, adică ce o să mâncăm sau ce decidem să mâncăm în seara asta. El până stă, eu mă mai dau cu cremă, mă mai una alta. Mie asta îmi place, că gen îmi oferă spațiul meu să-mi fac patul, că mi-a schimbat lingeriuța, să-mi fac una alta. Și să-mi fac unghiile sau chestii și ofer și eu spațiu și cumva sunt așa de fericită că, uite, acum vreau să mă uit la Netflix, să mă dau cu cremă în liniște și pace, mă rog, după ce trece buba de la picior. Și nimeni nu se supără, adică ador acest lucru. Dacă ar fi unul din lucrurile pe care le ador la relația noastră e că suntem atât de darnici unul cu altul. Fie că e vorba de timp, fie că e vorba de orice. Și mulțește fața, dar gen, de cât de curată e și deshidratată trebuie să mă dau cu cremă neapărat. Și dacă mă dau mult cu mâna patul ăsta, nebunesc. Da. În principiu asta vreau să vă spun. Somn ușor, rise plăcute. Se vede pe ochii mei că sunt puțin obosită. Nu știu cu ce cremă o să mă dau. Cred că nici nu știu ce am aici. Că mi le-a pus așa frumos în ochi. A, uite cu asta că vreau să consum. Este de la Bath & Body Works, nu e cred că nicio mirare. Este Pinkberry Cloud și eu am de ceva timp, de-aia vreau să o consum. Este 24 de ore Moisture Ultimate Hydration, așa, body cream. Da, nu știu cum să vă zic, nu este body cream, este efectiv, nu e o cremă de corp, cum citesc aici, este un unt. Atât de groasă e crema asta și mi se pare atât de tare. Și miroase așa frumos, a Crăciun, a plăcințica. Cam așa arată, e galbejită. Doamne, miroase absolut genial. Nu știu, a flori, am multe chestii. O recomand cu mare drag. A, cineva merge cu motorul. O recomand cu mare drag. Deci îmi place la nebunie. Și se vede că, adică gen, chiar am consumat din ea. Eu de obicei o foloseam, mai ales iarna, pentru mâini, că mi se deshidratau foarte tare, mai ales că făceam eu singură unghiile. Și vă dați seama că plus apa de la bazin și toate cele, iar mai de mult când eram mică pe mâini aici, efectiv, mi-a apărut foarte multe bubițe. Ca acum, de deshidratare, gen și lipsă de vitamina E și chestii de genul ăsta. Așadar, da, mi-am adus aminte că trebuie să scot niște cercei. Că i-am promis unei doamne de la mine, de la bazin, că o să-i dau niște cercei. Mi-a zis așa, orice aș avea, să-i dau și cu mare drag îi dau, că am o grămadă. Și vreau să-i dau un iroz, cam, am un din ăla așa mare, plin de cerceluși roz. Și am zis că da, e foarte drăguț. Așa, vreau să văd cum se va comporta acest inel. Suntem în data de 30 mai. Deci arată foarte bine, arată ca nou, este genial. e ceva aliaj, suflat cu aur, placat cu aur, în fine. Și l-am luat din același loc de unde am luat avioanele. Și nu mai știu dacă avioanele sunt toți inoxidabili, dacă sunt placate cu aur, nu mai știu. Nu mai aveau produsele, adică gen avioane. Și le-am zis ok și m-a întrebat dacă vrea să iei un inel și a zis, bă, da, aș vrea, dar eu am mai avut inele de genul și mi s-au făcut pe partea asta foarte nasol, adică s-a dus. Și mi-a zis, mă, hai încearcă, gen, adică dacă vrei. Și am zis, mă, știi ce, ia, hai să încerc. Așadar, dacă o să fie totul în regulă, o să recomand magazinul. Dacă nu, n-am să recomand magazinul, așadar,
O să vedem asta în timp. Îi dau o lună la dispoziție. Dacă într-o lună nu se face nașpa, e perfect. Ăștia știți că nu i-am mai dat jos de la ureche din martie, nu? Sau martie? Sau mai devreme de martie? Mai martie. Da. Bun, cam atât am avut de spus. Și îmi cer scuze că stau așa, dar nu mai pot. Vreau să stau întinsă. Gata. V-am pupat. Și ne vedem în clipul următor. Are you back at work?